cineva, fă cumva să fie bine. Pentru tine-i supraviețuire, am învățat de la 7 ani. Am învățat să calculez totul în bani. Am început ca un puștan care nu știa ce e, nu știa cum e, nu știa de ce. Eu și ai mei, toți gândim la fel. Avem mentalitatea celor din carte. O să-ți rupem cura dacă vorbești prostii. Încetează orice tentativă de a ne umili. Dacă ești pizdă, cu pizdele o să rămâi. Băieții o să te privească când ești pe stradă. N-o să știe care să te facă mai întâi. O să rămâi aceeași trefă de altă dată. Cât despre mine, rămân cum mă știi. Rămân să te fut în gură, la fel ca în prima zi. Pestă, la fel ca în prima zi. Noi și toți băieții de carte ce vor hârtii. Dacă ne toarnă, o s-o facem și a doua oară. Vino s-o fac, s-o fac și tu cu noi de seară. Pestă, la fel ca în prima zi. Noi și toți băieții de carte ce vor hârtii. Dacă ne toarnă, o s-o facem și a doua oară. Vino s-o fac, s-o fac și tu cu noi de seară. Pestă-s peste tot, mereu e așa. Noi și toți băieții ne facem treaba. Cu gândul la hârtii n-avem nimic de pierdut. În fiecare zi o luăm de la început. Așa că vino să o faci și tu cu noi diseară. Dacă ne toarnă garda, o să o facem iară. O să o faci a doua oară, fiindcă n-ai uitat ce ai început prima dată, atunci când te-au luat. Sunt destuit prea mulți care nu știu ce vor. Tu știi ce să faci, deci dă-i morții lor. O grămadă de fraieri vor fi întotdeauna. O grămadă de gabori să însugă pula. O grămadă de băieți, băieți vor fi. Am respect pentru doi dintre ei, să știi. La fel ca în prima zi, își fac meseria. Oriunde să lăjeam, București, România. Pestă, s-a făcut în prima zi. Noi și toți băieții de carte ce vor hârtii. Dacă ne toarnă, o s-o facem și a doua oară. Vino s-o fac, s-o fac și tu cu noi de seară. Pestă, s-a făcut în prima zi. Noi și toți băieții de carte ce vor hârtii. Dacă ne toarnă, o s-o facem și a doua oară. Vino s-o fac, s-o fac și tu cu noi de seară. Încă o dată, vagabondul tău preferat din stradă, pe care garda nu poate să îl vadă, fiindcă suntem prea rapizi. Suntem lune coși, nu sunt probe în dosar. Trebuie să recunoști stilul sălășan, mașini negre, geamuri fumurii. Înăuntru ce se întâmplă nu ai cum să știi. Pot fi arme sau la fel de bine pot fi droguri. Sau o târfă pe care o faci pe după blocul. De la început așa a fost mereu. Lucrurile rere în stradă nu le-am adus eu. Așa a fost de la început în stradă, știi. Știi acum totul e la fel ca în prima zi. Suntem o armată de băieți de cartier în stradă. Vrem să facem bani și să rămânem cât mai mult în viață. Asta e realitatea, nu o ascundem niciodată. În stare de război declarată în stradă. Pestă, la fel ca în prima zi. Noi și toți băieții de carte ce vor hârtii. Dacă ne toarnă, o s-o facem și a doua oară. Vino s-o fac, s-o fac și tu cu noi de seară. Pestă, la fel ca în prima zi. Noi și toți băieții de carte ce vor hârtii. Dacă ne toarnă, o s-o facem și a doua oară. Vino s-o fac, s-o fac și tu cu noi de seară. Pestă, la fel ca în prima zi. Noi și toți băieții de carte ce vor hârtii. Dacă ne toarnă, o s-o facem și a doua oară. Vino s-o fac, s-o fac și tu cu noi de seară. Pestă, la fel ca în prima zi. Noi și toți băieții de carte ce vor hârtii. Dacă ne toarnă, o s-o facem și a doua oară. Vino s-o fac, s-o fac și tu cu noi de seară. Locotenent Vasile Purpan de la secția 13, ce vă rog, altele dumneavoastră la control? Ia vezi, ce pula mea avea fraiera asta. Poftim? Ce-a spus? Seara v-am cerut actele. Ce acte, domnul milițian? Mai bine luați un șat la măsea și vă răcoriți. E un control de rutină, vreau să vă verific. Ia un șat, mai gamăti. Mai bine vă dăm un șat, domnul poliț. Domne, ce căutați la ora asta în zona asta? Mai bine îți luați jointul și îl duceți la plimbare. Da, îl duceți la plimbare în mașină. Ce joint? Cu un joint-ul cu iarbă.